Escadrila Albă a apărut dintr-o necesitate majoră de a duce pe răniții de pe front în România, singura țară din lume care a avut în cel de-al doilea război mondial o escadrilă sanitară de acest fel, avioanele fiind pilotate doar de femei. Ideea înființării escadrilei i-a aparținut prințesei Marina Știrbei, numită și prințesa aviației românești, care a avut drept model organizația paramilitară finlandeză Lotasvard. În anul 1939, prințesa depune un memoriu la Subsecretariatul de Stat al Aerului pentru înființarea unei unități de transport aerian medico-militar, memoriu ce va fi aprobat în data de 25 iunie 1940. Escadrila va avea în dotare două bimotoare și trei monomotoare, ultimele fiind amenajate pentru transportul răniților. Comandantul escadrilei era capitanul aviator Gheorghe Valvarie. Denumirea de Escadrila Albă a fost folosită pentru prima oară de jurnalistul italian Curzio Malaparte, care se afla pentru documentare pe frontul din Moldova. Primele aviatoare ale escadrilei au fost Nadia Russo, Mariana Drăgescu, Virginia Duțescu și Virginia Thomas. Ulterior, acestora li s-au alăturat și altele: Victoria Pocol, Smaranda Brescu, Victoria Comșa, Maria Adam, Jana Iliescu, Maria Voitec, Eliza Vulcu, Maria Nicolae, Stella Huțan Palade. Toate femeile pilote erau instruite în tehnici de prim ajutor. Aviatoarele mobilizate au fost instruite la Spitalul Militar Regina Elisabeta într-un stagiu de practică specială de 45 de zile. Escadrila Albă decolează în primă fază de pe aeroportul de la Focșani, apoi de pe cel de la Tecuci. Mai târziu, de pe aerodromul de la Tighina până la cucerirea Odesei în octombrie 1941. Escadrila Albă a luat parte în răsărit la campaniile din Basarabia și Odessa în 1941, Stalingrad 1942, Crimea 1943. Nadia Russo a participat împreună cu Mariana Drăgescu, Virginia Thomas și Virginia Duțescu la campania Basarabia în anul 1941. Escadrila Albă a evacuat în spatele frontului, pe cale aeriană, în anul 1941, peste 5.300 de răniți, iar în anul 1942 peste 4.000, dintre care 700-800 au fost militari germani. Activitatea femeilor pilot a fost foarte apreciată de opinia publică și oficialitățile de la București. Mareșalul Ion Antonescu îi cere generalului Gheorghe Jienescu, subsecretar de stat al aerului, în ședința Consiliului de Miniștri din 6 septembrie 1941, să-mi faci o propunere pentru toate persoanele care lucrează la Crucea Roșie, în care să intre și doamnele, care știu cât au muncit, ca să primească virtutea aeronautică. Vreau să-i decorez pe toți, fiindcă au făcut acte de mare bravură. Prin înaltul decret regal, numărul 2712 din 12 septembrie 1941, publicat în Monitorul Oficial numărul 238 din 8 octombrie 1941, Nadia Russo, ca și celelalte aviatoare, a fost decorată cu ordinul Virtutea Aeronautică cu Spade, Crucea de Aur. Pentru activitatea lor pe frontul de est, în afară de virtutea aeronautică, au mai primit Ordinul Vulturul German clasa a treia și Ordinul Sanitar Crucea Regina Maria clasa a treia. În august 1942, Escadrila Albă, care între timp își schimbase denumirea în Escadrila 108 Transportul Ușor, se mută pe front în sectorul Stalingrad, mai întâi pe aerodromul din Kotelinkovo, apoi pe cel de la Plodovitoje. Escadrila este subordonată grupului Aerotransport Militar, secția 1. Pe 18 august 1942, Escadrila 108 Transport Ușor primește ordinul să plece în zona de operație a Corpului 6 Armată sub conducerea generalului Corneliu Dragalina. Notorietatea unității a crescut foarte mult, depășind granițele țării, apar articole elogioase în publicații române și străine. Scriitorul George Axinteanu a scris o carte denumită chiar Escadrila Albă, apărută în două ediții. După tematica volumului, în 1944 a fost realizat, în urma unei colaborări româno-italiene, filmul Escadrila Albă, în regia lui Ion Sava, cu actorii Claudio Gora, Lucia Sturza Bulandra și Mariela Loti.
La 25 august 1944, escadrila albă a fost desființată, după ce evacuase peste 9.000 de răniți și bolnavi, din care aproximativ 1.000 erau germani. După instaurarea regimului procomunist la București, începe drama acestor eroine ale aviației românești. Va începe o perioadă de demobilizări și treceri în rezervă pentru piloții care luptaseră în campania din răsărit. În anii 1946-1947 se va pune la punct viitorul aparat represiv, vor începe arestările și epurările din armată și aviație. Drept răsplată pentru faptele glorioase, pentru misiunile de salvare a mii de vieți omenești în timpul celui de-al doilea război mondial, celebrele aviatoare Marina Știrbei, Mariana Drăgescu, Nadia Ruso, Smaranda Brescu, Virginia Duțescu și Maria Nicolae vor primi ani grei de temniță sau vor fi marginalizate, fiind supuse unor umilințe inimaginabile. După încheierea războiului, în noiembrie 1946, Smaranda Brescu intră în vizorul siguranței din cauza memoriului adresat Națiunilor Unite, prin care semnala neregulile noului regim instaurat, cel comunist. La acea dată, Smaranda Brescu era implicată în organizația Sumanele Negre, fiind judecată în lipsă și condamnată la 2 ani de închisoare. Este obligată să se ascundă pe la diverse adrese, întâi lângă Iași, apoi la Institutul Catolic Sfânta Tereza din Cluj. În anul 1947, starea sănătății i se înrăutățește și este internată la Spitalul Universitar din Cluj. Încetează din viață la 2 februarie 1948, fiind supravegheată de 2 măicuțe catolice și este înmormântată sub nume fals de Maria Popescu în cimitirul central din Cluj. În anul 1948, Constantin Brâncoveanu este arestat, iar soția sa, prințesa Marina Știrbei Brâncoveanu, rămâne fără niciun venit, fiind obligată să vândă puținele lucruri de valoare care îi rămăseseră pentru a putea supraviețui. Casa din București și moșia de la Dărmănești, județul Bacău, îi sunt confiscate. După eliberare, Constantin Brâncoveanu este angajat în nobila meserie de muncitor cazangiu, singura care îi fusese oferită de regimul nou instaurat. Nadia Ruso a fost arestată pe 27 septembrie 1951 și condamnată la 8 ani de închisoare pentru presupuse acte de spionaj, 4 ani de gradare civică și confiscarea averii. A executat 6 ani în penitenciarele de la Mislea și Miercurea Ciuc, pentru ca în 1957 să fie deportată în Bărăgan, la Lățești, pentru încă 5 ani. Aici se va căsători cu Gai Bosi, văr cu celebrul diplomat Raul Bosi. Maria Nicolae, de la participanta la escadrila albă, la deținută anticomunistă. În anul 1942 nu s-au înregistrat decât 3 femei brevetate, Maria Nicolae, Stella Huțanu și Ștefania Iupceanu. Toate s-au dedicat aviației din pasiune pentru zbor, uneori mărturisită, alteori tăinuită cu grijă. Maria Nicolae făcea parte din cea de-a doua categorie. La prima vedere lăsa impresia că zborul nu o pasionează deloc. Pe figura impasibilă nu se citea nimic din exuberanța și dorința de afirmare atât de vădite la celelalte fete. După absolvirea școlii CFR, în 1942 a obținut brevetul de pilot numărul 1558. Deși zburase puțin, a intrat voluntar în escadrila sanitară, iar după 23 august 1944 a plecat pe frontul de vest cu escadrila 113 până în Ceoslovacia. De asemenea, a participat la numeroase misiuni în campania împotriva Germaniei hitleriste. A fost distinsă pentru actele sale de curaj cu câteva decorații. Dar cine era Maria Nicolae? Maria Nicolae s-a născut în Comuna Mareș, în județul Argeș, la 9 noiembrie 1911. A urmat 2 ani cursurile Politehnicii din București și, în paralel, Școala Aviației Civile, obținând în 1942 brevetul de pilot numărul 1558. A urmat Școala de Aviație Civilă și apoi a intrat în escadrila albă. A fost colegă cu piloți femei precum Smaranda Brescu, Natalia Ruso, o basarabeancă dintr-o familie nobiliară rusă, antibolșevică, anticomunistă, care pe front a luptat alături de piloții români. A luptat pe frontul de vest, în Cehoslovacia. A primit decorația Leul de Aur, oferită de Eduard Benes, președintele Cehoslovaciei. După intrarea Armatei Roșii în București, la 23 august 1944, a avut clar o atitudine antibolșevică, anticomunistă, antisovietică și împreună cu alți 2 prieteni a întemeiat o organizație ilegală numită Straja Pământului Strămoșesc. A făcut unele servicii pentru mișcarea de rezistență anticomunistă și a fost condamnată la 10 ani de închisoare.
A fost în închisoarea de la Miercurea Ciuc și de la Mislea, în județul Prahova, iar după 10 ani a trebuit să mai execute 5 ani de domiciliu forțat, neavând voie să vină acasă. Domiciliul forțat l-a făcut în comuna Lățești, la vreo 20 de kilometri de Fetești, pe brațul Borce al Dunării, unde se separă Balta Brăilei de Balta Ialomiței, acolo aflându-se multe alte deținute de vază, precum soția conducătorului statului în anii 40, Ion Antonescu, doamna Maria Antonescu. La Lățești s-a căsătorit cu Grigore Vasile, comerciant. Nepotul ei, avocatul Mihai Nicolae, ne-a declarat. În familie se vorbea despre ea ca despre o curiozitate, cu admirație. Toți o numeau Tanti Mari Aviatoarea, mărturisește avocatul dr. Nicolae, nepotul ei. În deceniul obsedant, pe perioada detenției, familia primea de la ea din pușcărie șervete brodate în puncte pe care scria Doamne Dumnezeul meu, fă pământul mititel numai cu românii pe el. Anticomunismul era viu. La un moment dat, tatăl lui Mihai Nicolae, care era avocat, a încercat să o scoată din închisoare după 3 ani de detenție, dar pusă să semneze un angajament față de Republica Populară Română, ea a ripostat. Voi ieși din acest locaș al durerii numai atunci când vor veni americanii să facă aici grădiniță de copii. Când a ieșit din închisoare, la început nu a avut voie să lucreze la Pitești, unde era cu familia. A reușit într-un final să se angajeze pentru că avea, din perioada escadrilei albe, o pregătire sanitară și a lucrat ca infirmieră la Călinești, lângă Pitești și la Topoloveni. I s-a confiscat tot ce avea, tablouri, gravuri, obiecte de artă. Mihai Nicolae, nepotul Mariei Nicolae, afirmă: tata a avut 3 surori, tanti Mari, tanti Flori și tanti Coca. Și a mai avut un frate care s-a prăpădit de mic. Tanti Mari a murit destul de târziu, octogenară. Rămăsese aceeași femeie dârză, fuma 2-3 pachete de mărășești pe zi, fără filtru și bea țuică. Camătușă era apropiată de toți nepoții, ne făcea pregătirea mondenă, ne învăța bunele maniere, cum se stă la masă, cum să ne comportăm în societate. Vă vom prezenta în continuare informații din dosarul de urmărire penală aflat în arhivele CNSAS. Republica Populară Română, Ministerul Afacerilor Interne, Direcțiunea Securității Capitalei, numărul 11/7395, 26 aprilie 1950. Maria Nicolae s-a născut în Mare Județul Argeș în 1911 la 9 noiembrie. A urmat liceul în Pitești, apoi a studiat Politehnica din București 2 ani în paralel cu școala de pilotaj. Timp de 2 ani a fost căsătorită între 1939 și 1941 cu directorul Institutului de Editură și Arte Grafice, Scrisul Românesc de la Craiova. Între 1941 și 1942 a lucrat ca voluntar la Crucea Roșie și Consiliul de Patronaj, iar în august 1942 ca voluntar la București, având gradul de locotenent în aviația Aerotransport Militar din capitală. A luptat pe frontul de răsărit fiind avansată capitan pentru munca și devotamentul ei față de regimul antoneștian fiind decorată. Din 20 decembrie 1944 până la 20 septembrie 1945, când a fost demobilizată, a lucrat pe frontul de apus și a fost decorată cu leul alb cehoslovac de ministrul războiului din Cehoslovacia. În octombrie 1945 a devenit funcționară la Societatea Anonimă pe Acțiuni Telefoane. Din august 1947, din cauza atitudinii antidemocrate și a faptului că lipsea deseori de la serviciu, a fost disponibilizată. A rămas un an în care nu a avut niciun loc de muncă, iar în 1948 a devenit infirmieră șefă la șantierul Salva Vișeu și Apaca. A urmat școala de infirmiere la Crucea Roșie din București și a ocupat postul de infirmieră la filiala Crucii Roșii din sectorul 3 albastru. Din fișele securității mai aflăm că la SAR Telefoane a avut atitudini incorecte în serviciu, absenta pentru a se duce la mitinguri aviatice de pe diferite aeroporturi din țară. Era vizitată de ofițeri aviatori, de un cetățean englez, de elemente din societatea burgheză. A avut legături sentimentale cu Lovit Friedrich, responsabil tehnic la redacția ziarului Scânteia. Absolvent al Academiei de Arte Grafice, vorbitor de franceză, germană și engleză. Maria Nicolae avea manifestări ostile și lansa zvonuri false în legătură cu Horia Sima. Este surprinsă vorbind la telefon cu fostul ministru Rășcanu. Susnumita a făcut parte din escadrila Buc condusă de Irina Burnaia. A fost una dintre femeile de încredere ale guvernatorului Alexianu. Desfășura o vastă propagandă în favoarea Germaniei. A avut legături sentimentale cu directorul Leviț de la ziarul Scânteia, domiciliat în strada Franklin numărul 9, la care mergea foarte des.
La 14 ianuarie 1948, în ziua venirii premierului Dimitrov, susnumit a rupt cordoanele și a stat de vorbă cu miniștrii Zaroni și Chivu Stoica, apoi cu un oarecare Goldstein din Brașov, pe care îl cunoștea. A încercat să se apropie de ministrul de externe. Ambii au fost arestați de organele ISC, iar la 31 ianuarie au fost puși în libertate. A făcut intervenții la Maurer, Profiri, Chivu Stoica și la Zaroni pentru a satisface unele cereri ale unor persoane. Major de securitate, Sonser, Major Negreanu.